Toată lumea pune pe aie pe foc. a vorbea despre faptul că în condițiile în care gen știi că există o altă persoană și tu accepti să te împaci cu partenerul, înseamnă că nu ai respect de sine, că nu gen că ea se respectă mult prea mult și că n-ar accepta așa ceva. Eu aș vrea să o anunț pe Anemona că Maria și Antonio erau despărțiți în perioada aceasta, deși trăiau în aceeași casă și Maria vedea tot ce se întâmpla, ei erau despărțiți și la fel de bine ar fi putut și Maria să-și facă o relație, dar ea n-a făcut asta pentru că ținea la Antonio, dar nu erau împreună și Antonia a înșelat-o pe Maria. Antonio și Maria au fost despărțiți, chiar o perioadă nu și-au mai vorbit doar și aduceau o acuze, după cumva s-a reluat această legătură între cei doi. Faptul că spui astfel de lucruri Mă face să cred că tu vrei doar să se facă un material să și în evidență, că vezi, Doamne, Maria nu are respect de sine pentru că îl acceptă în continuare pe Antonio, deși a mai oscilat cu alte fete. Eu aș vrea să înțeleg, Anemona avea respect de sine atunci când dansa atât de la și spunea că i-a simțit bărbăția lui Antonio și că o simte în continuare și la cabină, și toată perioada aceea când încerca să-l să cucerească pe Antonio, avea respect de sine atunci că eu pe asta nu prea pricep. Adică eu genul ăsta nu l-aș făcut niciodată astfel de acțiuni.